Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit pe trecere. Șoferul vinovat de producerea impactului nu a respectat semnificația indicatorului stop și, pătrunzând cu viteză, în intersecție l-a spulberat pe bătrânul ce traversa regulamentar strada. Bătrânul lovit a fost transportat la spital cu leziuni la coloana vertebrală, însă vecinii se tem de ce e mai rău, situația pensionarului fiind una destul de dificilă. Pe lângă multiplele probleme de sănătate pe care le are, acesta și soția lui trebuie să o îngrijească dintr-o pensie foarte mică pe fica lor bolnavă de schizofrenie. Am venit de pe Dorobanți, eu nu prea circul pe aceea și n-am văzut stopul, că e și acoperit acolo. Sunt niște astea, cum le zice, frunze, uitați acolo, un ăla. E prost amplasat. Da. Ce? Și am fost lovit și atunci, rostogolindu-mă, m-a lovit un peton. Unde era eu, nu pot să-mi dau seama. Nu l-ați văzut? Nu, bă, dacă eu m-am rostogolit și l-am lovit cu spatele, probabil. În accident a mai fost implicat un autoturism ce circula regulamentar, însă nu a putut evita impactul, izbindu-se frontal de cealaltă mașină. În autoturism se afla șoferul și mama sa, care a suferit mici răni. Veneam pe Cicero, voiam să mă duc la spitalul CFR, când domnul a trecut de pe Dorobanți fără să facă stopul cu viteză și mi-a apărut în față. N-am avut cum să mai evit, am intrat direct în el. Tu te simți bine? Da, n-am nimic, nici nu sunt speriat, adică se mai întâmplă, dar totuși trebuia să facă măcar stopul bun. Înțeleg, nu-l faci, dar nu cu viteză 50 la oră, mi se pare absurd. E, dracu, e imposibil. N-ai putut evita? N-am avut nicio șansă, mi-a ieșit direct în față. Copilul venea, băiatul meu, cel care conducea mașina roșie, mergea regulamentar, mi-a tăiat calea, n-a mai avut cum să evite. A încercat, a pus frână, se și vede că a tras într-o parte, dar nu mai e. Atât am putut să văd pe domnul care mergea pe trotuar, pasagerul, și odată l-am văzut învârtindu-se, aruncat în, cam în aer, nu știu ce s-a întâmplat, că am intrat în panică. Polițiștii au demarat acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii evenimentului rutier. Din cercetările la fața locului rezultă că accidentul s-a produs pe fondul neacordării priorității de trecere vehiculelor care au acest drept. În urma impactului, unul dintre autoturisme a ricoșat pe trotuar, unde a accidentat un pieton care se deplasa pe acest trotuar. Șoferul vinovat de producerea accidentului consumase băuturi alcoolice? În urma testării cu aparatul etilotest, niciuna dintre persoane nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Acum șoferul vinovat se va alege cu dosar penal pentru vătămare din culpă, urmând ca la definitivarea anchetei să îi se rețină permisul și să fie trimis în judecată.